Salut, vărsători! Voi face citirea pentru săptămâna 31 octombrie 6 noiembrie o săptămână în care veți avea o influență în continuare a acestei eclipse, fiindcă ați primit nu atât runele cât și sfatul tarotului ermetic, dar și horoscopul, unde acolo v-am precizat niște lucruri. Deci, așa au căzut. Haideți să vedem. Sacrificatul. Vă simțiți sacrificați? Vă simțiți într-o perioadă de stagnare? Voi vă fixați răți anumite lucruri și v-ați trezit că nu se împlinesc ceea ce v-ați dorit voi? nu știu ce să zic, așa au căzut cărțile, deci le-am lăsat, dacă au căzut, nu le-am întors și acest sacrificat vă întărește această stare de nemulțumire, fiindcă asta e o stare de nemulțumire. Încămin în familie nu vă simțiți atât de sigur nu vă simțiți că familia ar fi alături de voi într-o anumită situație, sunteți așa întorși pe dos cum ar veni. Ceva parcă se răstoarnă, ceva este, cum să spun, o răsturnare de situații. Voi știați o anumită situație, erați învățați cu această situație și acum vedeți parcă altfel totul. Uh, fericirea voastră venea de la o regină de spade, sau era influențată de o regină de spade, sau voi vroiați să o influențați pe această regină de spade? Fiind vorba de o balanță. Dar s-ar părea că totul este răsturnat. Voi considerați că veți ajunge, sau îi veți face, sau va simți anumite situații această femeie în vârstă? Și, de fapt, vedeți altceva. Vă dați seama că nu v-ați atins scopul și acest lucru, cum să spun, nu arată uh, cum să. că ați reușit să o supuneți pe această regină de spade, că n-ați reușit și că totul este, de fapt, întors. Totul vă este invers decât v-ați aștepta să fie. În ceea ce privește cunoașterea voastră, Aici aveți chiar o arcană care reprezintă cunoașterea, dar este într-o postură răsturnată. Este o cunoaștere care nu este benefică, este o cunoaștere care vă dă da acea uh, stare de rău. Deci pare să fie ceva malefic. Poate fi vorba și de o călătorie, o călătorie care a făcut-o pentru a cunoaște ceva, pentru a afla ceva și, de fapt. Uh, Totul este răsturnat, totul este într-o altă imagine. Deci, tot ceea ce vă influențează pe voi, așa cum am spus, este răsturnat, este într-o altă imagine. O răsturnare de situație legată de resurse, de bani. Este venus în părătea Mica benefică. Vine și vă spune că această creștere pe care vă vreți voi, sau bunurile materiale pe care vi le vreți, doriți-vă întotdeauna ce este posibil, pentru că este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci această dorință a voastră de resurse, de bani, de bunuri materiale, trebuie să o treceți prin acea perspectivă. Este posibil, este corect, este adevărat, ceea ce îmi doresc. Și atunci veți primi răspunsul bun. Dacă nu vă puneți la dispoziția oamenilor. <coughs> <coughs> <fix> fiindcă împărăteasa să arată întotdeauna fertilitate, bogăție, dar nu decât aceea ce vă este posibil sau ce vă este destinat vă. Și la locul de muncă sau legat de sănătate, s-ar părea că ați făcut anumite eforturi și așteptați să primiți răspunsul, să primiți această cupă ultima cupă, aveți aceste cupe în față, eforturile voastre și mai vă lipsește o singură cupă pentru a vă bucura. Sunteți în așteptarea acelei cupe, sunteți în așteptare, așteptați să vină bine, binele la voi. Cariera voastră este un moment în care voi sunteți cumva Nemulțumiți de cariera voastră, de menirea voastră. Considerați că este momentul să uh, fiți mai uh, greu de văzut, uh, să uh, căutați să nu ieșiți prea mult în evidență, uh, căutați să vă păstrați parcă, așa, în umbră, să. Fiți cumva într-un plan 2, într-un plan din spate, dar să puteți să observați atitudinile celorlalți, să puteți să observați deciziile celorlalți, să le analizați, să vă folosiți intuiția și întotdeauna să vă protejați. Fiindcă acest personaj își asigură protecția, el se protejează cu acest. Bă, bâtă, această bâtă să zicem, el își asigură următorul pas, este pe teren solid sau nu. Vede, el se uită pe unde calcă, nu se uită ca nebunul pe sus, la cer. Nu, el se asigură. Aceasta este atitudinea voastră, aceea de precauție, fiindcă într-un final remitul este foarte precaut cu situația lui comunicarea voastră cu apropiații, vecini, verberișori, frați, contracte, asocieri, procese și, bineînțeles, relația cu prieteni. Ei bine, aici voi aveți o stagnare. Vă ne mulțumește această comunicare pe care o ați avut-o voi. Nu v-ați atins un scop, voi v-ați fixat un scop și, de fapt, nu l-ați atins. Și acest lucru vă nemulțumește. Aveți această dezamăgire, fiindcă asta reprezintă o dezamăgire. Un moment în care sunteți nemulțumiți. Uh, contractele, asocierile sau procesele sau chiar poate un eveniment important din viața voastră, căsătoria. Sunteți în așteptarea unei propuneri, sunteți în așteptarea unui răspuns. Cam asta reprezintă un răspuns pe care îl așteptați. Deci, o așteptare destul de lungă și nesigură. Adică nu se întrevede acest răspuns. În ceea ce privește relația cu prietenii, cu protectorii, această relație este sub semnul asului de spade. Sunteți ținuți parcă într-o stagnare și vă gândiți că vreți să evoluați, vreți să se întâmple ceva în viața voastră și nu merge. Vă doriți rațiunea. Vă gândiți că spada s-ar putea să vă ajute, să vă facă dreptate, spada care îi pedepsește pe cei incorecți și îi ajută pe cei drepți. Acasă? Acasă s-ar părea că, sau familie, cămin, dau, sau din trecut? Poate fi ceva din trecut? Sunt înscrisuri falsificate. Reprezintă o situație dificilă. Cineva care a făcut aceste înscrisuri, am zice, într-un mod ascuns. Fără să-și arate fața, fără să-și arate identitatea. Deci, o persoană care face aceste înscrisuri pe ascuns. Înscrisuri care, bineînțeles, vă afectează cumva din trecut. Și acest alegere. Schimbarea voastră este parcă printr-o alegere, trebuie să faceți o alegere între două lucruri identice, dar este o alegere pe care uh, nu o să o faceți, veți prefera să așteptați, să lăsați totul la decizia divinității și nu puteți face această alegere, va afecta pe voi, nu vreți să faceți această alegere. În ceea ce privește uh, sacrificiul vostru, este acesta de a lupta tot timpul prin mici minciuni, mici bârpe, uh, de a fi tot timpul într-o uh, concurență. Fiindcă aici, asta vorbim de o concurență, de o rivalitate pentru a vă descurca din punct de vedere, eu știu, financiar sau. Uh, al sentimentelor. Sunteți în această situație a omului care luptă pentru a demonstra superioritatea lui. Cam aceasta este citirea pentru voi. Țineți cont de faptul că veți avea niște răsturnări de situații clare. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.